E bine în birou, nu? Aveți aer condiționat, e în regulă. Lasă că este fraierul pe teren și ne spune ce avem de făcut. Bă, ne mai interesează, mai ieșiți și voi în afară de 7 dimineața, vă uitați și voi pe teren? Am fost pe tot Mărgeanului. Ia vedeți, mă, salubrizarea mai există. Oamenii produc, sunt generatori de gunoi, nu numai noaptea, și în timpul zilei. Voi ce faceți? Dormiți? N-aveți treceri? Câte treceri aveți pe acolo? Doi, domnilor, repet, un copăcel, o creangă scoasă, mai ales care periclidează siguranța, să cadă pe mașină, pe cetățean, pe trotuar. Sunt copaci întregi uscați de aia vechi. Ce spuneți? N-avem avize. Dom'le, dacă scade, unde e avizul? Noi nu tăiem nimic verde, tăiem uscat. Îndepărtăm pericolul. Da? Deci, dați dispoziție să meargă drujbele, să meargă orice, să văd, în special pe marile bulevarde unde se pot întâmpla accidente, da? Unde sunt parcări și așa mai departe. Tot ce e uscat, poză, frumos, uite, domne, cad ăștia verzi la furtun, da, pe ăștia uscați. Ieșiți din birouri puțin, domnilor viceprimari, împărțiți-vă sectorul în două și restul împărțiți-vă și directorii și toată lumea și ieșiți și acum și vedeți realitatea la fiecare oră, nu numai dimineața sau seara. Și dăm poze și nu se rezolvă. Mărgeanul este infect. Trotuarul este infect. Da? Și am trecut de cât pe acolo, mă duc mai departe. A, uite, de când ați trecut pe aici au crescut și crocodilii. Ia uite crocodilii. Vezi? Bau! Ia, nu. Lasă-l aici. Uite, așa, îl pun către tine și dacă nu faci treaba, decât îți arăt crocodilul. Deci, tată, 15 iulie, vreau proiect mâine dimineață, cum arată în 3D această zonă. 360 de grade. Bătem până acolo, da? Grădină, bloc, cu tare, tot. Vedeți, avem limba aia acolo. Aici, nu nimic altceva. A luat gardul ăsta de aici. Pus în proiect exact ce, copaci. Acolo nu o să putem face nimic. Dar la fel, tot așa, o zonă verde, copaci, da? Zonă verde. Iar aici, o fântânică frumoasă aici, relaxare, să vină mamaie, tataie, copiii, toată lumea, blocurile să... Dar de jur împrejur când mă uit, am zis, da? Grădin tot, absolut tot, da? Inclusiv vis-a-vis. Cât bați până în blocul ăla? 15 iulie. Proiect frumos, elegant. Tată, vă împărțiți, sunteți aici? 3. 1, de-aia l-am adus și pe lupă. 2, 3. Vreți să mâncați o pâine? O împărțiți în trei și o împărțiți repede. Vrei să mănânci și numai tu? Eu n-am nici timp să aștept, nici cetățenii. Au așteptat destul. Dați-i drumul. Nu ar trebui. Iau eu, domne, lucrarea și o încep acum și o termin la anul. Nu e, domne. Au venit trei forțe, ai văzut cum se lucrează pe Armănașul. 70-80 de oameni, 35 de grade afară, muncim, am de vendel, la termen, îndeplinim. Deci aici... Eu vreau să văd mâine dimineață 3D-ul, da? Cum arată. Restul, pe documentație, pe asta, demarați cu totul. În legalitate, tot, perfect, să nu avem probleme. În primul rând, dacă nu avem educație, avem alte calități și nu ne țin uniți. Ne țin uniți în a crea rău, a crea disconfort oamenilor. Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi aici, prin colaborarea cu Primăria Sectorului 5, prin Direcția de Asistență Socială, este un lucru minunat. Sportul unește, mișcarea dă sănătate, iar uniți trebuie să fim în toate, nu numai la distracții și la muncă. Eu vin de pe teren, știam de activitatea dumneavoastră, am venit să vă salut. Felicitări Asociației Partidelor Românilor Pro Europa pentru inițiativă, uniți prin educație. Da? Iată că cei care culesc la un moment dat zic, domne, romii n-au educație. Ba, dar uite că sunt purtători de exemple și vă felicit pentru chestia asta. Țineți-o tot așa, în mine aveți un colaborator deschis,
mergem înainte, pentru că dacă nu suntem uniți și nu avem un singur gând, eu am un singur gând, ca uniți cu toți oamenii, să unesc așteptările lor pentru viitorul acestui sector, pentru viitorul, de fapt, nu al sectorului, a copiilor noștri, că i-am văzut astăzi pe scenă foarte motivați. Iată că și la temperaturi de 35-36 de grade, dacă sunt bine gestionate, își pot desfășura activitatea, nu pe un interval foarte lung, dar sunt bineveniți. Ce să vă spun altceva? Eu pe voi și voi pe mine. Contăm amândoi, uniți prin educație. Nu, cum te cheamă pe tine? Mario. Mă, tu ai mai mult spirit cetățenesc la vârsta ta decât... Nu vrei să fii consilierul meu? Te iau că fac și un consiliu și un consilier voluntar ai viitoarei generații. Te bagi? Nu, ia numărul de telefon. Nu cred dacă vreau eu. Păi cine să te așească ai de mine? Să-mi spună ceva de stradă, să-mi spună ceva de locul lui. Cine l-are întreținere parcul ăsta, bă? Voi îl aveți? Da. Nu vă e rușine? Vă e rușine? Pe cuvânt al meu. Vino cu așa de deșit. Vino și tu. Uite-te și tu. Uite-te și tu. Uite-te, mă, și tu. Asta înseamnă întreținere. Aduceți niște broaște, mă. Vă aveți în Turcia broaște? În Turcia aveți broaște? Aduceți, mă, niște broaște. Ia băgați aici, că facem un lac, niște tresti, plantează niște tresti. Peste tot, uite-te și tu la copacul ăsta. Băncuțe, mesele alea. A bătut vântul și ploaia și s-au trezit cu toți directorii la Sinaia, dar aici n-au mulțit. Uite-te și tu. Vedeți? Asta să fie furată dacă vine oamenii și ia. Asta poate să fie. Așa, domn consilier, mai spune. Mai spune-le, domn consilier, că dacă vezi tu minte de copil, aici, da, pe oamenii ăștia mari. Aici. Uite cum facem. 15 iulie, refacere frumoasă a tot acestui parc. Refacere, da? La modul. Nu există așa ceva. Adus, înerbat. Au sisteme de irigație aici. Avem sisteme de irigație. Da? Adus pământ și copaci plantați. Unde sunt copaci? Ia uite aici. Zone. Cel puțin 100-150 de copaci pe zona asta. 15 iulie. Aici vă aduceți aminte, era garajul ăla care l-am demolat. Și s-a făcut parcarea asta. Infrastructura, recepție. Comunicați, domn primar. Mă, un lucru bun văd și eu. Acolo unde erau garaje, unde s-au demolat, unde era... Ați făcut și voi o parcare și ați spus și... Bă, dar v-ați asigurat că tei ăștia care i-ați plantat au destul la ce ați făcut voi aici, zona verde, destul spațiu pentru dezvoltare? A? A, ce ziceți? Mai trăiți voi vreo 30-40 de ani cât trăiește ăștia? Nu cred. Așa. Și atunci, da, încă o dată, la ce ați făcut, felicitări pentru mica parcare. Era o zonă plină de gunoaie și câte locuri de parcare ai făcut aici? Domnul Titică, mă auzi? Câte locuri de parcare sunt făcute pe Dornească? Domnul director, când îmi spui în jur, eu nu lucrez cu în jur, sau te în jur, sau îmi spui cifra exactă. Nu în jur, în jur de 40, dar cum e? 40, 41 sau 39,5? Primar, urmează să le marcăm și atunci știm cu exactitate câte locuri de parcare sunt. Când, domnul director, când se întâmplă marcare? Mi-a spus că ați terminat astea de aproape o săptămână. N-am venit, am venit acum, inopinant să o văd, ok. Dar într-o săptămână n-ați putut trage 3 linii? 30 de linii? Păi ce facem? Ori închidem, ori ce facem?
Bă, dar e cald. Dacă îmi bagi un ou în cască, scoate puiță. Are loc, domne, are loc. Are. Crizanteme, astea îmi pun la toamnă. Știi pentru ce e furtunul ăla, nu? Curent? Nu-i curent. Uite ce se face pe el. Vine furtunul cu apă și zang, se duce la rădăcină, la copăcel direct. Înțelegi? Pentru că el a fost adus la ghiveș, dar e mai sigur că îi udă direct rădăcina și l-are nevoie acum până pornește de... se prinde. Da, uite, s-a creat din ce era, așa trebuie să fie. Cu zonă verde, cu... Uite, să rămână, ce faceți? Bine, dumneavoastră. Cum a ieșit bine parcarea asta mică aici? Da, când trasează? Păi săptămâna viitoare, că asta i-am întrebat câte locuri și au zis întâi să trasăm să vedem câte ies. Uh-huh. Da, așa ca aspect s-a față de garajele alea ce... Da. Blocul ăsta e unul dintre cele mai mari. Eu zic că n-avem voie să nu-l terminăm în cel mult 45 de zile. Cel mult 45 de zile. Și dacă ninge, îl terminăm. Ai văzut că n-ai treabă. King Kong se urcă sus pe acolo, nu? N-ai nicio problemă, nu? Aveți grijă ce lucrare faceți să nu mă faceți de râs. Haide, domne, gata! Haide, gata! Ia să vedem acum. În cât timp ajunge sus? Opa, una. Dă-ti mână! 45 de zile ai. 45 de zile ai, blocul ăsta e 45 de zile. Avem mult de muncă. Nu, știu, tati, la ce? La Balcani. Lasă-le, bă, că le-ai ales măsură, le-ați dat drumul, le-ați psanghiul, știu eu ce înseamnă, nu m-a buri pe mine. Tati, 45 de zile, suntem în întâi. Am ars o zi, nu-i problemă. 15 august, ai, înainte de Sfânta Marie, da? Haide, spor la treabă, gogule. 15, uite-te la mine, 15 august. Taticule, nu-i de glumă. Ce? Nu mă... Noi ne luăm la kilograme sau la... Păi ce scrie aici? Asta mai e firmă sau... Pe păi atunci 15 august sunt aici. Oricum nu scăpați de mine. Hai, v-am pupat. Infrastructura, recepție. Ce adresă e aici? Calea ferentar numărul 20 la blocul care a intrat în reabilitare. Acum trimis și ei jegul ăsta de 100 de ani de pe trotuar. L-ai luat cu totul. Vorbesc eu cu băieții de aici, de la firmă, să-l demonteze voi decât să-l încărcați și-l duceți. Și dacă vine ceva să recupereze, dați și amendă. Oricum e părăsit de 100 de ani aici. Domnul City Manager. Dumitru Ruse 40. Dumitru Ruse 40. N-au contract cu gunoiul. Deci au contracte cu gunoiul, nu se ridică gunoiul. Nu au contracte. Ah, nu au. Gunoiul în stradă. Ok, pun gunoiul în stradă. Poliția locală, mediu, amendă pentru cei care depozitează și trimiteți cei de la contracte de la surubrizare acum să se facă contracte. Trimiteți și să facă și cura la fața locului. Noi dăm și tot. Gata. Numai bine. Mulțumesc. Apă la oameni ai dat? Da. Bravo. Și avem în față... Bă, apă ați primit? Ai primit apă, ai băut? Bravo. Deci aici va veni fântâna? Fântâna e piațetă centrală cu stâlpi iluminat, bănci frumoase, perimetral. Zonă verde la greu, copaci? Copaci perimetral. Copaci aduce ăsta sau luați tot voi? Nu, am luat de la... Bă, da, de aia, să mari, nu... Mari, cum avem... Și avem... Și multe alte plante decorative în spațiu verde, știți? Și acolo e un teren. Da, ăla e terenul de basket și mini fotbal. Multifuncțional ăla, nu? Da. Ok. Așa, ce a construit Ceaușescu, toate plăcile de beton au fost aici. Am găsit buli și cifele de beton. De 2 metri cubi, am spart 5 zile în continuu. Gata, mă, te cred, nu mai te... Da. Important că ieri nu mai ni-l dă. Să vedem ce facem noi astăzi și mâine să fie bine.
Asta e ideea. Încă o dată, eu nu credeam și bravo, bravo, felicit. Acum mă motivați și să arăt și eu la cei care se bag cu bunul în piept. Că toată lumea zicea, a, societatea primăriei, bau, 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 au, au, a îngenunchiat-o. Iată mă, luați și luați, să vedeți ce, dacă poate. Tot cu cocoșații vezi să se facă treacă, se face treaba. Bă, dar copaci, vreau mulți copaci, mulți copaci, mulți, mulți. Bă, să fie aici o pădure, totul peren, nimic. Acum, eventual, dacă punem și noi așa de decor, niște butuși de trandafir, care îi tundem toamna, le punem cu pământ. Asta e alveola, de jur împrejur, da, nu? Da, asta e. Ok, și aici vin copăcei, da? Da. Bravo. Da. Și asta e protecție sanitară APA Nova. APA Nova e în gard, pune în gard frumos și acolo punem un meș, ceva colorat. L-am făcut, l-am schimbat. Am zis meș. După aia mesh, să... Meș, și partea asta vine parcarea care intră direct din stradă. Vreo 4 ore de șantiere și încă nu le-am vizitat pe toate, domn viceprimar. Hai să mai semnăm și mape, că mai și muncim. Deci, deadline-ul aici, 15 iulie, da. Fără nicio zi de întârziere. Cum 15 iulie noi avem peste tot, da? Domnilor, la treaba voastră, astăzi a fost doar inspecție. Hai, domnul viceprimar, la primărie, că avem treabă. Sănătate, o zi bună!